Distracție și voie bună la antrenamentul național Spaniei. Jucătorii au cântat la mulți ani portarului Unai Simón, care și-a sărbătorit astăzi ziua de naștere. Jucătorii naționalei Spaniei l-au felicitat pe portarul Unai Simón cu ziua de naștere. Acesta a împlinit vârsta de 27 de ani. Totuși, cel mai frumos cadou ar fi câștigarea titlului european. Spania își începe campania sâmbătă împotriva Croației. Campionii din 1964, 2008 și 2012 au învins Andorra și Irlanda de Nord cu scorurile de 5-0 și respectiv 5-1 în ultimele lor meciuri de pregătire pentru Euro 2024. Somos muy jóvenes y tenemos muchísimas ganas de que empiece ya. Spania are ca obiectiv obținerea celui de-al patrulea titlu de campioană europeană, un record în această competiție. Echipa a fost repartizată în grupa B alături de Italia, Albania și Croația. Și naționala Portugaliei a ajuns în Germania pentru Euro 2024. Lusitanii vor disputa primul meci în ziua de 18 iunie la Leipzig, în compania Cehiei. Selecționerul Martinez a mers pe mâna veteranilor, convocându-i pe Cristiano Ronaldo în vârstă de 39 de ani și Pepe de 41 de ani. Ronaldo, starul echipei naționale a Portugaliei, va disputa în Germania cel de-al șaselea turneu final de campionat european din cariera sa. Cristiano a bifat primul Euro în anul 2004. Importante para nós que podemos atacar y defender con 11 jugadores. Acho que o Cristiano tem uma experiência brutal. Não há outro jogador com a experiência de 5 europeus, de jogar em 5 europeus. É o sexto europeu e é um jogador que conhece muito bem utilizar o espaço na área e é um finalizador, um jogador especial. No papel somos todos favoritos, eu acho que ninguém vai lá para não ganhar, por isso eu acho que todas as seleções são, neste momento, antes de começar, somos todos favoritos. La primul antrenament cu public al Naționalei Portugale în Germania, programat vineri, sunt așteptați 8.000 de fani. Biletele gratuite s-au epuizat într-un minut. Cum era de așteptat, multe dintre etichete au apărut ulterior la vânzare pe internet, cu prețuri de la 100 de euro bucata până la 250 de euro.